Bună seara, bine ne revedem la o nouă emisiune Bioculinaria. În această seară am doi invitați, veniți de departe, doamna doctorant Mihaela Orodan-Leucian, medic de urgență, apifitoterapie, competență în acupunctură, și domnul Janos Körnendi Rácz, președintele Societății Ungare de Apiterapie. Sunt doctora Mona Grosu, gazda acestei emisiuni, și ne-am propus ca și subiect generalități despre apiterapie, apiterapia din România și din Ungaria. Deci apiterapia puțin comparativ și global din cele două țări. Aș începe cu invitatul nostru care a sosit mai de departe, cu domnul Janos. Și dat fiind faptul că dânsul este președintele Societății Ungare de Apiterapie, cred că este în foarte mare măsură să ne spună ce se întâmplă în țara dumnealui cu apiterapia. Și cum se vede apiterapia în Ungaria, cum s-a dezvoltat apiterapia în Ungaria, dacă sunt mulți practicieni de acest fel de terapie. We would like you to put you some questions connected to generalities epitherapy in Hungary. If you could tell us since when is developed epitherapy in Hungary, this would be the first question for you. Thank you for the invitation. Well, Hungary has long tradition in apiterapy. Ungaria are o tradiție veche în apiterapie. We have in 1900, the beginning of 1900, Dr. Beck Boldog. Doctorul Beck Boldog la începutul anilor 1900. And he was a doctor who was studying in Hungary. A studiat în Ungaria. After went to United States. Apoi a plecat în Statele Unite. And he was practicing apiterapy in New York. Unde a practicat apiterapia, mai exact în New York. And he wrote a book, the bee venom therapy. A scris o carte despre veninul de albină și apiterapie. 1935. În 1935. And this book is a very good complement of the apiterapy. Este o carte de mare ajutor în apiterapie. He made a very good collection of all knowledge that time about apiterapy. A strâns o grămadă de dovezi vis-a-vis de apiterapie și de veninul de albină ca terapie esențială, culegând în acest sens o grămadă de informații existente la momentul respectiv. After this time there was a longer period there was not official apiterapy in Hungary. Apoi a urmat o perioadă lungă în Ungaria în care nu s-a prea vorbit și nu s-a prea făcut apiterapie. It was practiced only through the local medical people. Era practicată doar de la modul neoficial de persoane care cunoșteau câte ceva despre apiterapie, dar nu foarte multe. Since about 30 years there is a direction which called phytotherapy. Yes. In Hungary, and this includes also apiterapy. La această oră însă există compartiment de fitoterapie sau o asociație, an association of phytotherapy, no, you mean? No, it is a kind of education. Există școlarizare, probabil ca un fel de competență pe fitoterapie, care include și partea de apiterapie. And it is possible to do it for medical doctors. Este o parte de competență de apifitoterapie. Țin să vă spun că acest lucru se întâmplă și în România prin Centrul de Perfecționare Postuniversitară la București, unde se organizează astfel de cursuri și se pare că în Ungaria este același model. But also for such people who are natural healers. Dar există o categorie în Ungaria denumită terapeuți care au și ei posibilitatea să practice apiterapie după ce fac o perioadă de studiu legată de partea de fito și apiterapie. Și care nu neapărat sunt medici. Și care nu neapărat sunt medici, corect. This is a kind of medical school. Este un fel de școală medicală. Middle level. So cu nivel mediu de pregătire. So after you make these exams,
După ce parcurgi această școlarizare cu un examen la final, it is possible to make education direction apitherapy as well. Poți ca să faci și educație de tip apiterapeutic și automat poți să practici o anumită parte din apiterapie. What do you mean by practicing apitherapy for the people which are not doctors? Okay. Întrebarea este, bineînțeles, cine poate ca terapeut, cât poate să practice din domeniul apiterapiei? There are about 8 different natural healing practice directions. Există câteva 8 direcții de terapie, să vedem care sunt acelea. After that you could open a praxis. Poți să-ți deschizi un cabinet medical sau un praxis. And you could make the practicing for the patients the apitherapy as well. As well, but what are they allowed to do? What are they allowed to do? It is allowed. It's like phytotherapy. So it works with a doctor together, the natural healer. Deci terapeutul lucrează împreună cu medicul. And makes suggestions for phytotherapy. Like teas, face sugestii vis-a-vis de administrarea ceaiurilor, creams, creme. And by apitherapy you have the bees and you sting with the bees. De asemenea, înțepături cu albinuțe. Or you suggest to get propolis. Sau îi sugerez să folosească propolis. Honey. Miere. Royal jelly. Lăptișor de matcă. Pollen. Pollen. Bee bread. Păstură. So that is the daily praxis. You think about what is the best for the patient. Bineînțeles că este nevoie să gândești vis-a-vis de pacientul respectiv ce ar avea nevoie. And you give them everything what belongs to apitherapy. Și încerci să le administrezi tot ceea ce consider că îi se potrivește ca terapie din apiterapie. Cât ani durează această specializare? How many years is this medical school for the middle level? How many years? It takes about 3 years. Cam 3 ani usually. Durează școlarizarea. Usually. Da. Ok. Ca un fel de asistente medicale cam în apifitoterapie. Da. Bineînțeles. Da. Da. Din ceea ce știu eu, până la această oră avem și noi terapeuți, care însă nu beneficiază de școlarizarea care cred că este în Ungaria. La noi există diverse asociații, cum este, de exemplu, Anatecorul la Arad sau alte grupări de acest gen, care însă, din ceea ce am înțeles eu din discuțiile pe care le-am avut cu domnul Kiermendi, nu beneficiază de aceeași pregătire, în sensul că profesorii care există la ei nu au același nivel cu cei care sunt la noi. Există totuși o mare diferențiere în școlarizarea lor și a terapeuților din România. Asta pot să vă spun cu siguranță. Ok. Pacienții din Ungaria sunt deschiși la asemenea terapie? Are the patients from Hungary open to the epitherapy products and treatment or not? What is your consideration about this problem? O opinie generală. A general opinion. What do you think? Well, if somebody has a problem which could not be solved easily by traditional doctors. Dacă există pacienți care au probleme de sănătate care în mod deosebit nu pot să fie rezolvate prin intermediul tratamentului alopat. In this case, they are seeking for different natural healing practices. În aceste situații, oamenii în general caută alte metode de terapie și atunci, bineînțeles, că ajung și la apiterapie. În loc să pornească invers. De fapt, cum ar fi normal? For example, sclerosis multiplex is a disease. Scleroza multiplă este o boală. Where you have not too much possibilities. Unde nu ai foarte multe posibilități de tratament alopat. And those people who would like to try light possibility, small one. Pacienții care doresc însă să încerce și alte posibilități de terapie. They try maybe also apitherapy. Ei încearcă de foarte multe ori apiterapia. Aici aș vrea să fac și eu o mică paranteză pentru că se potrivește pe undeva cu ceea ce ne-a spus domnul Kiermendi. Și anume, în primul rând, noi niciodată nu o să putem să ne despărțim definitiv de tratamentul alopat.
pentru că nu ne putem despărți în primul rând de știința și de tot ce ne oferă medicina prin posibilitățile ei de investigație. Este adevărat că există boli, cum este și scleroza în plăci, care la această oră încă nu beneficiază de tratamente clare, cu, să spunem așa, cu posibilități de vindecare. Și bine standardizate. Acum, standardizate este un cuvânt care pot să spun că nu cred că e cel mai potrivit. Cam așa că cere medicul alopat. Da, un tratament standardizat. Dar există. Deci se știe la această oră că singurul tratament care se face în scleroza în plăci este, din păcate, tratamentul cu interferon. Nu este cadrul necesar, acum cadrul ca să discutăm despre nici despre scleroza în plăci, nici despre terapia cu interferon, dar este un lucru totuși știut că tratamentul cu interferon nu are rezultate benefice în mod deosebit în scleroza în plăci. Motiv pentru care, bineînțeles, că oamenii informându-se aud și ei că acest tratament poate sau mai mult sau mai puțin să facă un bine sau mai mult rău, și atunci s-a ajuns la apiterapie și pot să spun din experiență că într-adevăr tratamentul de tip apiterapic cu toate produsele apicole ne poate da rezultate foarte bune în scleroza în plăci, cu condiția, bineînțeles, să respectăm un anumit protocol de terapie. Și pacientul să fie conștiincios, să colaboreze normal, foarte bine cu medicul, da, pentru că este un tratament de durată și un tratament foarte tratamentul complex. Tratamentul sclerozei în plăci este un tratament deosebit de complex, pentru că boala în sine este o boală foarte complexă, este o boală care necesită ani de zile de urmărire și de terapie. Eu aș spune toată viața. Toată viața. Acum, eu poate nu-i cadrul cel mai bun de a vorbi numai despre scleroză în plăci și nici nu vreau să monopolizez discuția, dar ultimele cercetări în domeniul imunologiei au demonstrat și știm și noi că până la urmă reacția autoimună este la origine este o reacție inflamatorie, infecțioasă. Se pare că imunologii, după ultimele cercetări, au ajuns la concluzia că ar fi totuși mai corect să se treacă la o altă denumire a bolilor autoimune, și anume să se considere că este totuși vorba despre o boală de tip infecțios-inflamator, ceea ce mie personal mi se pare mult mai aproape de realitate. Pentru că făcând un paralelism între bolile autoimune și antecedentele pacienților, nu de puține ori am găsit factorul infecțios care consider că a stat la baza bolii respective. Știm foarte bine că la această oră se fac nenumărate încercări de depistare a cauzei sclerozei în plăci și știm foarte bine că înțepătura de căpușă, borelioza, da, este una dintre afecțiunile care dau simptomele similare sclerozei în plăci. Cred că este în continuare un subiect încă nerezolvat și încă deschis pentru investigații ulterioare din toate domeniile, așa încât, indiferent care ar fi până la urmă cauza reală a acestei boli, este important totuși de știut că în această boală apiterapia poate fi de folos. Încă un subiect foarte, foarte amplu, da, și foarte de actualitate este scleroza multiplă, borelioza, da, și încă sunt sigură că metodele de tratament și ustensilele cam de acum încep să iasă la iveală. Să sperăm, pentru că pentru noi că știm ce s-a petrecut până acum ca și tratamente propriu-zise n-au dat foarte mari rezultate. Este adevărat. Noi știm acest lucru, cum știm de altfel și eu spun pacienților un aspect extrem de important în scleroza în plăci, și anume că ei nu pot să folosească, de exemplu, tratamentul cu venin de albină în timp ce folosesc terapia cu interferon, din motive pe care nu o să le comentez acum. Deci și în domeniul terapiilor alternative este foarte important să știm care sunt pașii de urmat pentru a avea o eficiență a tratamentului, indiferent despre ce boală este vorba.
se diminuează mult eficiența tratamentului apifitoterapic dacă pacientul urmează tratamentul cu interferon? Nu. Nu despre asta este vorba. Este vorba despre faptul că interferonul este un medicament, eu îi spun ca un chimioterapic, pentru că are foarte multe efecte secundare și ceea ce eu, din păcate, am sesizat, în apiterapie există câteva, hai să spunem, tratamente care se pot aplica și cel mai important vis-a-vis de scleroza în plăci este tratamentul cu venin de albină. Veninul de albină este un produs, îi spunem noi în medicina alternativă, un produs de foc. Este un produs care e foarte important să cunoști antecedentele personale patologice ale pacientului, în sensul să nu fie alergic și așa mai departe, da? Pe de o parte. Iar pe de altă parte, un lucru din păcate care se mai întâmplă este că atunci când pacientul a făcut ani de zile de terapie cu interferon și nu mai dă rezultate și se întoarce la terapie alternativă, am constatat că dacă nu există o bună susținere imunitară a pacientului, veninul de albină este respins de către pacient. Ce înseamnă a fi respins? Adică dezvoltă o reacție de intoleranță, da. Până la alergie. Alergie, nu neapărat, pentru că în general eu stabilesc de la început foarte clar aspectele de tip alergic ale pacienților, tocmai pentru a nu avea surprize. Da. Acesta este și motivul pentru care le administrăm doze foarte mici de venin și ele vor crește treptat, progresiv, și ne vom opri, bineînțeles, la o doză pe care o considerăm că este utilă, necesară și oarecum reala doză terapeutică reala pentru doză pacientul respectiv. Da. Nu este cazul, cred că, să intrăm în amănunte, pentru că am monopolizat discuția numai vis-a-vis de boala Lyme. Cred că ar trebui să îl întrebăm și pe domnul Chiormendi ce rezultate sunt în Ungaria vis-a-vis de problemele de sănătate și apiterapie. I would like you to put your questions, some questions connecting to what is your impression about the diseases which are treated through apiterapy in Hungary. Okay. There are few cases of multiple sclerosis which are very good handled with apiterapie. Există câteva cazuri de scleroză în plăci care au răspuns bine la apiterapie. Also in rheumatoid arthritis. De asemenea, în poliartritele reumatoide, yes, you are correct. Are dreptate, pot să confirm acest lucru. These both of them are with bee sting therapy. În apiterapie, mai ales în terapia cu venin, există două posibilități de terapie. Pe de o parte există terapia cu înțepătura cu ac de albină sau înțepătura cu soluție de venin de albină. Dânsul vorbește acum despre înțepătura cu albină. We have a good experience with ladies and boys who do not get a child because they want. Deci probleme de infertilitate. Da. I would not use infertilitate because they do not get the child and after eating royal jelly we have the experience that 70% gets the child, so the word infertile was not correct at the beginning. Da. 70% din cuplurile așa zise infertile, după ce au consumat lăptișor de matcă, au avut copii, așa încât părerea dânsului este că acest cuvânt de sterilitate sau infertilitate nu e este mult chiar prea cel spus, corect. Da. Nu este, n-ar fi chiar cel corect. And 70% gets a child. Yes, I said. Okay. Procentul foarte bun și foarte îmbucurător. Bun. Bineînțeles. Yeah. Then there are treatments when we use epi products for cancer patients. Apiterapia se folosește de asemenea în terapia cancerului. And we use propolis for such illnesses like toothaches, earaches, so different aches, 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 a
Ei folosesc, de exemplu, propolisul sau tinctura de propolis pentru foarte multe infecții de tip otită sau amigdalite, faringite. Yes? There are some results using honey for wounds. Sunt de asemenea câteva rezultate despre utilizarea mierii în plăgi sau răni. And in Moku. În Mako, de exemplu. And certainly everybody knows that honey is very good if you are cold, that you eat some honey. Toată lumea știe că mierea este extrem de utilă atunci când suntem răciți. And it is possible to use honey for face massage, for example. Sau se poate folosi mierea pentru a face masajul feței, or pentru body massage. Sau pentru a face masajul întregului corp. This sau is pentru the same măști. Because I have seen in Romania yes. They are using it also very, very kindly and wide. Da, într-adevăr, eu folosesc în mod deosebit tehnica masajului cu miere. De ce? Pentru că mierea, în momentul în care este aplicată pe spatele pacientului, da? Noi știm că fiecare vertebră are corespondent un organ, da? În momentul în care se aplică printr-o anumită tehnică mierea, noi stimulăm practic procesul de detoxifiere la nivelul organismului și automat punem în funcție nu numai anumite organe, ci toate organele, tocmai pentru că Nu se face un masaj local la nivelul coloanei vertebrale sau paravertebral, ci practic întreg corpul beneficiază de acest masaj, de beneficiile acestui fel de masaj. Corect, se practică și la noi masajul cu miere. Okay. And on depend what kind of wound is there, it is possible to use honey or propolis or royal jelly. În funcție de tipul rănii care există, se pot folosi fie miere, fie propolis, fie lăptișor de matcă. For example, by different kind of eczema, royal jelly showed very good results. În eczeme, administrarea de lăptișor de matcă locală a avut rezultate pozitive. Also by burns, it is very good. De asemenea, în arsuri. It could repair the skin like that it has no danger, no signs after. Yes. Poate repara în asemenea măsură pielea încât nu există cicatrici ulterior vindecării arsurii respective. And I think this is only a small example, but by all diseases it's possible that you think about it. Maybe not the main reason, but some other reasons you could treat with honey or propolis or royal jelly. Toate acestea dovedesc că, de fapt, toate produsele apicole, dacă gândim la obiect vis-a-vis de necesarul pacientului sau vis-a-vis de ce ar avea nevoie pacientul respectiv, am putea să administrăm una sau mai multe produse apicole. The human being is very complicated and these materials like propolis are also very complicated, very complex. There are over 200 active materials, molecules inside. So there is very, very complex to say for this complex human, this complex material like propolis would do this. But we have experience, it is very good for blood flow. Then if the patient has problems, then you keep propolis. It is not a medicine, it's a food in Hungary. So it is allowed to eat everybody. If you are not allergic. Yes. Omul este o ființă complexă, dar dacă ne gândim la produsele apicole, de exemplu, propolisul este de asemenea o substanță extrem de complexă care conține peste 200 de molecule active cu diverse componente care s-a demonstrat că are multiple efecte, antiinflamator, antialergic și așa mai departe. În Ungaria, propolisul este considerat a fi un aliment, lucru care este considerat și în România. Motiv pentru care, fiind un aliment, toată lumea îl poate consuma cu o singură condiție, și anume există 5% din populație care poate să fie alergică la propolis, dar este un procent nesemnificativ. So, if somebody has problem, I say first time, begin with propolis. În general, dacă are vreo cunoștință, îi recomand în mod deosebit să folosească propolisul pentru început. And certainly do not eat sugar, eat honey instead of it. Să nu consume zahăr, ci să consume miere. And if you could choose between honeys, then
use honey which is untreated. În general, dacă aveți posibilitatea, este bine să folosiți o miere netratată. And this is a first step to make a good for your body. Și asta este deja un prim pas pentru a face un bine corpului nostru. So, all other things, if somebody has, for example, an operation, after that, I would suggest immediately royal jelly. Dacă cineva a suferit o intervenție chirurgicală, sugestia lui ar fi ca primul produs care ar trebui folosit ar fi lăprișorul de matcă. It was maybe 2 years ago in Bucharest, there was a Japanese researcher. Acum 2 ani, în România, la un congres de apiterapie, a venit un cercetător din Japonia. And they presented a paper. Au prezentat o lucrare. Where they showed for the people that royal jelly is able to force the human body to produce natural stem cells. Au arătat că lăptișorul de matcă este un produs care poate forța celulele umane să se reactiveze, mai bine zis, să se redividă. And in the other way, it is able to help the natural stem cells to make the tissue, to make the differentiation. Și să stimuleze celulele stem să se diferențieze. So it is possible to help with royal jelly the human body to rebuild some damaged tissues. Concluzia care se trage ar fi faptul că lăptișorul de matcă ar fi produsul care ar ajuta în regenerarea țesuturilor. And this is very important by most of the diseases because we need by most of the diseases to repair something. În general, în orice boală avem nevoie de o reparare, mai mult sau mai puțin generală. Și atunci, pornind de la această idee, se presupune că lăptișorul de matcă ar fi produsul care ar ajuta în mod deosebit în procesul acesta de refacere celulară sau regenerare celulară. But I think that you are most experienced for what diseases it's okay. We have in Hungary not so much experience like you in Romania. Noi în Ungaria nu avem așa multă experiență cum aveți dumneavoastră aici în România. And I think that there are a lot of countries where there are very big knowledge about epitherapy, like China. Există însă țări în lume care au foarte multe cunoștințe legate de epiterapie, not only. And also Latin America. În general, China și țările latinoamericane, eu aș preciza chiar țările latinoamericane, unde apiterapia este extrem de bine dezvoltată și de bine pusă la punct. La fel este Japonia, care se caracterizează, aș putea să zic, prin domeniul de cercetare vis-a-vis de apiterapie, unde se investește foarte mult în cercetare, tocmai pentru a reuși să se evidențieze și să se demonstreze efectele terapeutice ale tuturor produselor apicole. Chiar vis-a-vis de lăptișorul de matcă, ceea ce domnul Kermendin ne-a spus, atunci acest profesor universitar a demonstrat nu numai faptul că celulele stem sunt ajutate în a se diferenția, ci în mod deosebit a accentuat procesul de regenerare celulară la nivel neuronal. De ce la nivel neuronal? Pentru că noi știm că dintre toate celulele corpului nostru, neuronul este celula care se reface cel mai greu după un accident vascular cerebral, după un traumatism cu implicare neurologică și, din păcate, în afară de troficele cerebrale pe care noi le cunoaștem și care nu au penetrabilitate foarte adâncă în materia cenușie, mai bine zis în substanța cerebrală, dar nu există, se pare, preparate neurotrofice majore care să aibă eficiență deosebită în acest domeniu. Iată că lăptișorul de matcă, dintre toate produsele apicole, s-a demonstrat că ar avea un rol esențial în regenerarea neuronală, așa încât trebuie să vă amintesc
că în bolile cu afectare neurologică, cum este, de exemplu, scleroza în plăci și nu numai, da? Dacă este vorba despre un accident vascular cerebral, dacă este vorba de orice tip de afecțiune cu implicare de celulă neuronală, care face parte din domeniul neurologiei, lăptișorul de matcă este unul dintre preparatele care se pot utiliza. Bineînțeles, însă și aici, cu recomandările tipice, este un lucru important, niciun preparat, chiar dacă este natural, nu-l luăm fără oprire, nici măcar un aliment nu-l mâncăm de dimineața până seara, ci fiecare aliment îl consumăm într-o anumită cantitate, într-un anumit mod, și în anumite perioade. Sfatul medicului. Corect, exact. Da? Mai ales că în România, la noi, noi știm foarte bine că domeniul apifitoterapiei, acupuncturii și homeopatiei ține în mod deosebit de sfera medicului. Și în acest moment sunt medici cărora pacienții să se adreseze. Deci chiar sunt apifitoterapeuți mulți, există medici care practică acupunctura mulți, deci chiar și pentru un sfat, se pot adresa unui medic avizat. Și se pot asocia, asta este lucrul cel mai important. Da. Revenim în studio. Pentru cei care sunteți puțin întârziați în emisiunea noastră, astăzi avem un subiect foarte frumos despre apiterapia în România și apiterapia în Ungaria. Invitații mei speciali de astăzi sunt doamna doctor doctorant Mihaela Orodan Leucian, medic de urgență, medic apifitoterapeut și specialist în acupunctură, și domnul Janos Körmendi-Rácz, care este președintele Societății Ungare de Apiterapie. Hai să vedem, doamna doctor Mihaela Orodan, dacă ce v-a fascinat la apiterapie? De când practicați apifitoterapia și cam ce ați adus nou în România în apiterapie? Pentru că știu că există unele lucruri în care ați fost pionier. Oarecum. Oarecum, da. N-aș putea Cel să puțin spun pionier la noi în România. Da. N-aș putea să spun că am fost fascinată în primul rând de apiterapie în mod deosebit. Pornind de la probleme de sănătate, am constatat la un moment dat, lucrând în urgență, pentru că asta este specialitatea mea, că există situații în care medicina alopată efectiv nu mai are resurse pentru a ajuta un pacient. Și atunci am devenit, aș putea să spun, un autodidact, care a început să citească și să studieze tot ce-i cade în mână, și întâmplarea a făcut ca în 2002 să câștig o bursă în Taiwan, când am primit o bursă pentru un an de zile și unde am făcut cunoștință prima dată cu apiterapia. Și ați stat un an în Taiwan? Nu am stat un an pentru că n-a fost posibil, am stat 3 luni, dar oricum am învățat foarte multe și atunci am realizat că acest domeniu poate să fie într-adevăr de un real folos pentru foarte multă lume, atât sănătos cât și bolnav, atât pentru efectul preventiv, dar și pentru efectul terapeutic, fără a crede însă atunci, în 2002, că voi ajunge într-o zi în care voi face lucruri deosebite vis-a-vis de apiterapie. Și aici... Pe atunci nu exista Societatea Română de Apiterapie. Pe atunci nu exista în mod deosebit Societatea Română de Apiterapie, este foarte adevărat. Anii următori însă au însemnat cumulare de experiență și există în lume foarte multe locuri și centre de apiterapie unde într-adevăr apiterapia se realizează la un nivel mult mai mare față de ceea ce se întâmplă în România, exact așa cum a spus domnul Körmendi. În America Latină, în Rusia, în China, apiterapia este un domeniu recunoscut care se practică în clinici medicale și unde se cumulează atât terapia alternativă cât și terapia alopată fără a face diferențieri între ele
și a considera că una este mai presus sau mai prejos decât cealaltă, ca să fac o... Ceea ce mi se pare foarte normal. Ceea ce mi se pare foarte normal și până la urmă noi cei care practicăm acest domeniu avem o competență, exact așa cum există competența de ecografie, competența de laparoscopie, tot așa există și competența de apifitoterapie, de acupunctură, de homeopatie. Asta înseamnă că este un domeniu care este rezervat în mod deosebit medicului și este o știință care trebuie studiată, la fel cum noi am studiat la timpul nostru o anumită specialitate. Nu a fost ceva pe care să spun că am ales-o din toate terapiile, pentru că în cabinet practic absolut toate terapiile. Apiterapia este o secțiune care însă și-a căpătat, să zic așa, oarecare importanță în cabinet, pentru că am descoperit într-adevăr două tehnici deosebite, și anume, în primul rând, tehnica administrării intravenoase a mierii, care este o tehnică pe care am preluat-o de la profesorul Mamduh. Profesorul Mamduh a fost primul care a experimentat această tehnică. În ce țară? În Egipt, cred că, dacă bine spun. Și dumnealui a fost cel care, de la care am preluat această tehnică și am dezvoltat-o practic în România. În ce constă ea? Este o tehnică destul de, hai să-i spunem, subtilă, dar cu rezultate foarte bune dacă se știe cum să se administreze. Este una dintre metodele pe care eu le aplic în toate bolile grave, bolile degenerative, cum ar fi, de exemplu, hepatitele, cirozele, cancerele, toate afecțiunile care se însoțesc de distrugere celulară, dacă vreți, masivă. Deci în care organismul practic este, din punct de vedere energetic, spunem noi, sau din punct de vedere alopat, dacă vreți, cu o patologie extrem de complexă în care terapia alopată poate nu reușește să ajute în mod deosebit. Acesta ar fi una dintre tehnicile apiterapiei pe care eu le-am îmbrățișat de aproximativ 2 ani de zile și acum și pe care o practicați și pe care acum o practic aproape zilnic în cabinet. Asta este una dintre metodele care țin de apiterapie. Iar cea de-a doua este cea despre care domnul Chiormendi puțin a discutat, și anume este vorba despre tehnica înțepăturii cu albina sau cu acul de albină sau cu soluția de venin preparată de venin, care însă eu personal o administrez în mod deosebit pe puncte de acupunctură, pentru că punctul de acupunctură este un punct mai special care activ. Dacă îi administrezi o anumită soluție, cu siguranță efectul va fi poate de 2 ori sau de 5 ori sau de 10 ori mai eficient decât dacă ai administra așa fără, la orb, da? Deci acestea ar fi două dintre metodele pe care personal din domeniul apiterapiei le folosesc, dar în plus, ceea ce fac de aproximativ jumătate de an încoace este administrarea păsturii și a polenului proaspăt, dar în mod deosebit a anumitor tipuri de polen proaspăt pe anumite afecțiuni. De exemplu, polenul proaspăt de castan sau de păducel, îl administrez acum în mod deosebit la cei care au afecțiuni de tip cardiocirculator. Vorbim de administrare internă. Vorbim de administrare internă orală, da? Așa, apoi polenul poliflor, care de principiu are o indicație largă, dar în mod deosebit îl folosesc pentru afecțiunile de tip hepatic, pentru afecțiunile de tip ciroză hepatică, pentru afecțiunile de tip rectocolită ulcerohemoragică. De ce? Pentru că fiind un polen poliflor, el conține foarte multe extracte de flori, de plantă, și atunci, bineînțeles, polenul proaspăt va fi de un real ajutor, el acționând practic la nivel digestiv ca un pansament. Acestea, hai să zicem, sunt micile inovații pe care le-am aplicat în ultimii 2 ani de zile sau 3 ani în cabinet, dar aici am putea să discutăm foarte mult. Totuși, aceste 3 aspecte sunt cele mai esențiale pe care le folosesc cu rezultate deosebite și le-am îmbrățișat cu drag
și le explic pacienților mei ce presupune această metodologie de terapie. Sunt tot mai mulți pacienții care vin la cabinet și îmbrățișează această metodă de la sine, adică pur și simplu bat la ușa cabinetului: doamna doctor, am auzit că aici se practică apiterapia, oare în cazul meu se poate face ceva? Deci vine cumva de la sine, de la ei? Este un aspect îmbucurător faptul că în ultimii ani am observat că numărul lor a devenit tot mai mare, nu neapărat pentru a se adresa apiterapiei în mod deosebit. Ei acum deja foarte mulți cunosc ceea ce eu practic, da, și în general vin cu adresabilitatea și dorința de a face ceva pentru ei. Mai ales că ei cunosc faptul că, în general, eu spun două lucruri foarte importante. Dacă doriți să vă tratați, trebuie să fiți consecvent, asta este primul lucru. Doi la mână, trebuie să ne gândim ce este mai corect pentru dumneavoastră la acest moment. Sunt, într-adevăr, unii pacienți care doresc să facă tratament apiterapic. Dar nu cu toți sunt de acord. Cu unii da, cu alții ba, pentru că de foarte multe ori descoperim anumite situații care la momentul respectiv nu permit administrarea preparatelor apicole. Din motive legate de exemplu, de alergie? Din motive legate de alergie, pe de o parte, dar asta nu ar fi poate cea mai importantă, ci din motive efectiv de boală și de cauzalitate. Adică nu întotdeauna pacientul care vine prima dată în cabinet este oportun în a-i administra neapărat și toate produsele apicole. Poate unul îi se potrivește. Sau poate pe parcursul tratamentului. Sau poate, sigur că da, îi se introduc celelalte preparate. Dar este un aspect pe care eu am încercat să-l diferențiez și să-i fac să înțeleagă că este foarte bine și sănătos să consumăm produse apicole, dar dacă facem terapie, pardon, cu produsul apicol, este important să știm și momentul când trebuiește administrat. Vin pacienți și pentru profilaxie? Da, bună întrebare. În general, s-au obișnuit, pentru că întotdeauna, chiar dacă, să spunem, într-o primă etapă nu le administrez preparat apicol, le spun că în ceea ce privește alimentația este foarte important în a scoate zahărul din alimentație. Și atunci ei automat întreabă: ok, doamna doctor, dar am poftă de dulce. Și atunci le ofer posibilitatea să consume mai multe tipuri de miere în funcție și de necesarul lor. De exemplu, dacă suntem iarnă, atunci le spun că suntem în iarnă, le spun e mai bine să consumați miere de braț sau miere de mană, pentru că este foarte bogată în minerale. Dacă este vorba de primăvară sau de vară, le spun să consume miere de salce sau miere de polifloră. Deci sunt aspecte care le diferențiem acum, pentru că avem posibilitatea să obținem mai multe tipuri de miere și mai multe tipuri de polen. Există oarecare relaxare, să zic așa, în ceea ce privește și posibilitățile de administrare. Profilactic, e nevoie totuși de învățare, adică e nevoie de cunoaștere și e nevoie de educație. Fără educație, oamenii nu știu, pentru că educația în acest domeniu nu a existat sau a existat foarte puțin. Eu personal aș putea să spun că nu am știut de fel ce înseamnă preparate apicole până în momentul în care am crescut mai mare. Mama mea îmi dădea miere, dar nu sunt spunea, convinsă... facem o lingură de apiterapie. Da, corect. Ci pur și sunt simplu. Sunt convinsă că ea știa ea și... din ce, da, așa, ce mai auzise dreapta în stânga, dar nu neapărat că și cunoștea într-adevăr ce se întâmplă cu mierea respectivă în momentul în care o administrezi. Consider că încă este și rămâne încă o lecție deschisă și pentru noi medici, dar și pentru pacienți și pentru toată lumea în mod deosebit. Domnul Ianoș, am auzit de celebrele dumneavoastră creme, s-a auzit până la Cluj, de celebrele dumneavoastră creme about your creams cu venin de albine. With mm-hmm. bee venom. What could you tell us about that? Yeah. Cine le fabrică? Sunt fabricate chiar în Ungaria, da? Are they produced in Hungary? Yes, they are developed and produced in Hungary. Cu ingrediente din Ungaria? With ingredients from Hungary? Yes, with ingredients there is a bee venom inside.
Este o cremă cu venin de albine care este produsă în Ungaria, cu produse, cu produse din Ungaria. Sea buckthorn oil, hypofyramoides. Cătină. Onoterabienis. Onoterabienis. Yes, it's night primrose. Uleiul de primulă. Da, yeah. Cu primulă, cu cătină, da. These are the main ingredients. Acestea sunt ingredientele principale din din cremă, unde există, bineînțeles, și venin de albină. And one of them is for especially for the face. Una dintre ele este special pentru față. And the other one is for deep effect for cealaltă este pentru efect mai profund, de tip antiinflamator, rheumatic, dureri diseases, yes, articulare de tip reumatic. Dar pe cutie scrie Health and Beauty, deci pe cutie sănătate și frumusețe. On your box, yes, is written deci Health and Beauty. Yes. Deci nu este numai o cremă de terapie. Care. Nu? It's not only a therapeutical cream. Yeah, this is a specially cosmetic. Aceea este special pentru cosmetic, for wrinkles, pentru față. For decolte, pentru decolteu. To make the face shining. Pentru a face ca fața să strălucească. To fight the wrinkles. Pentru atenuarea ridurilor. It is maybe not the first one in the world, but there are a few creams which are working with bee venom on the face. Există puține creme în lume care conțin venin de albină. And this should be the new alternative to Botox. Și asta ar trebui să fie o alternativă pentru toxina botulinică. Yeah, because this could make all the face very nice and shiny. Poate să facă fața extrem de frumoasă și de strălucitoare. We have tested with 145 ladies. A fost testată pe 145 de femei. Till now we have good results. Până acum există bune rezultate. But certainly, if you look from medicine side, below 1000 persons you could not speak about results. Dacă este să ne uităm la nivel mondial, totuși sub în medie 1000 de persoane nu pot să vorbească despre rezultate. You could say highly possible. Există o posibilitate posibilă. Le exportați și în România? Are you bringing them in Romania also? Oh, I think so, yes. Cred că da. We are working on it. Perfect. Pentru că așa simt că unele doamne, câte kilograme de creme aveți, vor veni mâine către mine și trebuie să știu ce să le spun. Who will want to test the face and beauty cream. Yeah, I hope so. Sper și eu. And I hope that the ladies who tried it will be satisfied with it, and I say all the girlfriends, I use Apis and then use you too, and I do not make any advertisement. Sper ca doamnele să fie mulțumite dacă vor folosi această cremă. Doamna doctor Orodan, ce mesaj aveți pentru colegii medici din România? Colegii medici din România... Așa o gură de aer bună. Da. În primul rând, țin să le spun tuturor că medicina înseamnă a învăța zilnic, înseamnă a deschide ochii și spre alte culmi, iar aceste culmi pot să fie cucerite dacă mai deschidem și alte cărți, nu numai cele de alopatie, că atunci când aveți probleme pe care nu le puteți rezolva alopat, o să puteți să vedeți că există și alte formule, nu neapărat de apiterapie, și că chiar dacă noi nu îl iubim pe Lenin în mod deosebit, nu pot să nu mă întorc la povața lui, învățați, învățați, învățați. Mulțumim, doamna doctor. Iar un mesaj de final pentru medicii din România, pentru asociația, pentru societatea română de apiterapie, din partea societății ungare if de apiterapie. If you have a message for the people and for the doctors from the part of the Hungarian society.
I think that if all the countries are working together to find out for every disease the best protocols in epitherapy. Consider că dacă toate țările ar discuta între ele și ar găsi protocoale vis-a-vis de apiterapie, then I think that allopath medicine would also more accept apiterapy. Cred că atunci și alopatia ar accepta mult mai ușor apiterapia. Da. Mulțumim invitaților noștri. Ați urmărit emisiunea Apiterapia în România și în Ungaria. Invitații mei deosebiți au fost doamna doctorand Mihaela Orodan Leucian, medic de urgență, apifitoterapie, competență acupunctură, și Janos Körmendiraz, președintele Societății Ungare de Apiterapie. Doi invitați deosebiți care au venit către noi cu un bagaj mare, mare de cunoștințe și o parte din el tocmai vi l-am împărtășit. Mulțumim că ne-ați urmărit, vă dorim o seară minunată!